Vă salut! În clipul de prezentare de la Drujba Ruris RM 540 v-am spus că am o bănuială că s-ar putea schimba șprochetul. Ea vine cu un șprochet cu 7 pini și eu am pus și la husvarna mea șprochet cu 8 pini. Asta o să încerc acum să fac. Am și husvarna 550XP aici pentru că am făcut comandă la Dragoș, la prietenul meu, de un șprochet pe 8 pini. Nu a venit, așa că am mers și am dat jos prochetul de pe husvarna și o să încerc să-l montez pe RM 540. Haideți să vedem un pic de aproape acest lucru. Să scot mai întâi drujba RM 540. Am aici numai și numai accesorii prin cutie pe lângă ea. Aici. Depărtez puțin cutia și acum o să iau și lama de la 550XP. O să iau lama și lanțul. Lanțul nu este pregătit, dar o să fac probă direct așa cu el. Haideți să vă arăt. Aici am sprochetul. L-a dat jos Dragoș de pe 550XP. La acest model am făcut eu un video în trecut. Trebuie desfăcut ambreiajul ca să poți schimba sprochetul. La celelalte modele 576XP sau nu e nevoie. Deci acesta este sprochetul care voi încerca să-l pun. Deci 325 cu 8 pini. O să vedeți, o să vă arăt și pe cel cu 7, este ceva mai mare. Și aici sunt niște siguranțe. Ia în cerul lui Dragoș 2, m-am gândit că poate o să-mi sară mie când o să desfac, să schimb și prochetul și mai bine să am de rezervă. Deci o să-i dau jos șina și lanțul la 550. După care voi încerca să montez la 540 RM de la Ruris. Îi pun șina asta. Deci asta nu este o recomandare să faceți așa. Nu știu dacă se va potrivi. O să aflăm. Și nu știu cum va afecta în timp uzura motorului. Mă refer la RM 540. Să desfac și la drujba Ruris capacul. Așa cum observați, aici este vorba de o siguranță, o șaibă peste șprochet și ar trebui să iasă foarte ușor. O să încerc acum. O să încerc să scot siguranța, trebuie împinsă de aici din lateral, o să încerc așa cu mâna. Am reușit, nu a sărit. Scot șaiba și acesta este șprochetul 3257 pini. Așa cum observați, este o diferență foarte mare între ele. Și cred că se va potrivi și acesta. La fix a venit aici. Acum voi pune șaiba, siguranța înapoi și voi încerca să fac 2-3 tăieri să vedem cum merge. Am băgat și siguranța. Deci observați cât de ușor s-a schimbat. De obicei când schimb șprochetul cu unul mai mare, drujba pierde și ceva cuplu. Așa că de asta nici nu vă recomand să faceți acest lucru. Este o curiozitate a mea, vreau să văd cum merge. Și de asta și încerc acest lucru, având și șprochetul, bineînțeles. Așa arată RM 540 cu șina de 38 de cm de la husvarna.
Acum o să bag benzină, ulei și încerc să dau și niște tăieturi, să vedem cum merge. Am totul pregătit aici în cutie. În bidon este ulei de la Ruriț, să știți. L-am făcut așa pentru că e mai ușor de manipulat, de folosit. Un bidon mai mic decât cel de 4 litri. Am încălzit puțin drujba, o să tai prima dată un lemn mai subțire și mai am unul acolo jos care stă pe capră, cam cât e lama la acest reme acum. Haideți să vedem cum merge. Lanțul nu este pregătit. Să pun acum lemnul mai gros. Am văzut cum taie cu șprochetul ăsta cu 8 pin. O să încerc să-l montez pe cel cu 7 înapoi. Să vedem cum duce și în asta. Eu acum nu prea îmi dau seama foarte bine dacă pierde din cuplu. Lemnul este oricum la vreo 35 de centimetri. Deci este totuși un lemn gros. Haideți să vedem și cu cel cu 7 pin cum merge. Yeah.
văzut cum a mers și cu cel cu 7 pini. Nu pot aproxima eu acum foarte bine, pe ecranul camerei fiind unul mic, mi s-a părut totuși că ar merge ceva mai repede cu cel cu 8 pini, dar nu-mi dau seama foarte bine dacă pierde puțin cuplu. Așa cum v-am spus, modificarea asta aduce și o mică pierdere în cuplu motorului. Deci mie mi s-a părut că merge ceva mai repede cu cel cu 8 pini. Din păcate nu am un program de editare să vă așez două imagini și cu cel cu 8 și cu cel cu 7 pin să vedeți foarte clar. Eu o să montez înapoi pe cel cu 8 pin și o să iau un lanț nou și o să revin cu un clip cu o tăiere cu ea în grămada de lemne. La montaj, bine că am avut aceste siguranțe de rezervă, pentru că când am pus acest șprochet mi-a sărit siguranța imediat după ce l-am pus, nu cred că am fost foarte atent, mi-a sărit și am pierdut-o, dar am avut de rezervă și am pus alta. Așa cum v-am spus, nu este o recomandare, nu faceți așa ceva, nu știu cum afectează uzura motorului sau garanția acestui utilaj dacă aveți acest model de drujbă. Eu am făcut un test, este pe răspunderea mea și pe utilajul meu. Până la un nou clip, să vă mai arăt ceva, vedeți că lemnul este destul de gros, se apropie de 35 de centimetri. Deci până la un nou clip în care o să vedem drujba asta cu șprochetul cu 8 pini în grămada de lemne, vă salut, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc mult spor la treabă. Rețineți, nu este o recomandare, nu faceți așa ceva pe utilajul vostru.